Imediat după ce organizatorii au anunțat că festivalul Untold se ține, hotelurile din Cluj-Napoca au scumpit prețul camerelor cu 30%. Chiar și așa au rezervat deja peste 50% din capacitate, iar patronii de restaurante și cafenele vor aduce personal în plus și se vor asigura că au stocuri de marfă. Este o industrie din care toată lumea câștigă, de la furnizorii de alimente și băuturi până la cei care închiriază mașini, camere la pensiuni și hoteluri, taximetriști sau entertaineri. Mult a fost, puțin a rămas. Telefoanele pensiunilor și hotelurilor din Cluj-Napoca zbârnie de când a fost dată vestea că festivalul Untold va avea loc în septembrie. La acest hotel, de pildă, sunt deja ocupate 70% din camere. Da, din fericire pentru noi, pentru toată industria Horeca, suntem, bineînțeles, încântați de deciziile luate. Deja au început rezervările, deja au început prețurile să crească, pentru că noi deja, la ora actuală, avem undeva la 70-80% already booked. Și prețurile nu sunt deloc de neglijat. În 2019, pe ultima 100 de metri în centrul orașului, un apartament s-a închiriat și cu 2000 de euro. Una peste alta, pe lângă distracție, există și profituri care vin acum după pandemie ca o mană cerească. Ciprian are două food truck-uri și spune că evenimentele vor fi cu adevărat benefice pentru cei din branșa lui. Vă dați seama că este super benefic pentru noi după această perioadă mare de pauză. Este foarte important că vom ajunge din nou să ieșim în lume. Organizatorii spun că sume uriașe au rămas în orașul de pe Someș în anii trecuți, iar cei mai avantajați au fost patronii de hoteluri, firmele de taximetrie și pub-urile. Mai mult, o parte din bani au fost donați către Spitalul Oncologic din Cluj. Organizarea Untold, în forma lui tradițională, clasică, așa cum ne-am obișnuit, reprezintă, după părerea mea, victoria noii normalități asupra pandemiei. Festivalul va avea loc în perioada 9-12 septembrie și sunt așteptați sute de mii de oameni. Păi de când așteptam treaba asta? O părere foarte bună. Se pare că în Cluj un pic inițiativele sunt mai clare și dorința e mai clar exprimată. Se pare chiar primarul insistă pentru tot felul de evenimente și un lucru bun. Mă minunez de atâtea ori de curajul lui.